Prin sprijinul mai multor sponsori, Spitalul Municipal Medgidia și-a întregit aparatura de pe secția de neonatologie. Trei echipamente medicale performante sunt la dispoziția cadrelor medicale în folosul copiilor care vin pe lume în această instituție medicală. Vor fi folosite numai de nou-născuți și de copii mici și au fost făcute prin sponsorizări de la o parte din firmele private. Am reușit să aducem în cadrul secției de neonat și de maternitate două aparate și un incubator de transport, incubatorul de transport de ultimă performanță. De asemenea, am reușit să achiziționăm un ventilator pentru nou-născuți și încă un aparat, noi spunem CPAP, pentru respirație asistată, pentru nou-născuți. Cei născuți în jurul săptămânii 32 de sarcină prezintă simptomele prematurității. Aceste simptome includ incapacitatea de a se alimenta la sân sau la biberon, de a respira normal și de a-și păstra temperatura normală a corpului. În ultimul timp sunt mame cu vârstă între 14 și 18 ani care nasc. Și atunci viitoarea mamă nu e pregătită, organismul nu e pregătit ca să ducă un copil 9 luni și unele din ele nasc la 7 luni, la 8 luni. Ne-am pregătit de acum încolo să avem această aparatură în cadrul secției de neonatologie și de maternitate. Depășirea acestor probleme legate de prematuritate se va face cu ușurință datorită noii aparaturi. După externare, micuții pot pleca în condiții sigure din spital.